Ca toate celelalte meciuri, noi ne pregătim și ne gândim la victorie. Sigur că este greu după atâtea meciuri care n-am reușit să simțim gustul victoriei, dar noi dăm tot ce putem și ne pregătim la maxim ca să încercăm să câștigăm fiecare meci. Și mai ales că urmează și Cupa României, care în condițiile date este un obiectiv important pentru noi. Da, cam fiecare săptămână avem accidentat. Nu, până acum nu a existat o săptămână în care să nu avem accidentați. Am avut și săptămâna asta destui jucători accidentați, dar și în condițiile acestea, eu zic că ne-am pregătit bine. Rămâne să vedem pe teren ce va fi. Și ei sunt dornici, vă dați seama, și ei sunt dornici să câștige, ce să zic, să sperăm că va ieși așa cum ne dorim. Va fi un meci greu, ca toate celelalte. Ne-am pregătit bine săptămâna asta și sperăm la o victorie pentru a ne ridica moralul pentru Cupa României, unde ne vom juca șansa și sperăm să facem două meciuri bune, de ce nu să câștigăm cupa. Da, am primit șansa de la antrenor și am încercat să profit de ea. Dacă o să primesc în continuare, o să încerc să-mi ajut echipa cât pot de mult și voi lupta pe teren.